Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. De 8 luni de zile n-am mai putut vorbi cu mama, dar am putut cânta cu ea până cu o săptămână jumătate în urmă. Nu putea rosti cuvinte, dar nu știu de ce Dumnezeu i-a păstrat o singură linie deschisă pe creier. Rugăciunea și cântarea. Ori de câte ori mă rugam, se liniștea. Și când începea să cânt, fredona cu mine. Și cântarea pe care o fredonam împreună de cele mai multe ori. Se leagă de cuvintele pe care le-a spus de cele mai multe ori. Orice ar veni, să nu ne lăsăm de Domnul. Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu, oricât ar fi de greu necazul meu, oricât aș suferi. Cântarea mea va fi, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Dragii mei, în ultimele zile cântam lângă ea și ea numai gemea. Și mi-aduceam aminte de cuvinte care le cântam nu de puține ori, când buzele nu ori mai putea, suspinul meu te-a lăuda. Azi dimineața am intrat pe la ea, am sărutat-o și am plecat. Și îmi spune fratele meu, când am terminat predica, s-a dus acasă. Dragii mei, este o extraordinară eliberare. Niciodată nu am crezut că un om poate muri așa de greu. Că există gemete, de multe ori stăteam și plângeam lângă ea. Ziceam, Doamne, de ce? Și mi-aduc aminte că cu ani în urmă m-am dus să vizitez pe fratele Richard Rumbrand, am mai spus lucrul acesta și am întredeschis ușa în camera în care era, am coborât jos pentru că să putea stea în prezența dânsului și de acolo de jos îi auzeam gemetele și strigam, Doamne, nu i-au fost de ajuns toate suferințele? De ce? Dragii mei, credința nu o păstrez doar când sunt zile bune. Credința este reală și adevărată atunci când ții la ea în mijlocul problemelor și suferințelor, când cerul tace, când ai impresia că Dumnezeu nu există, e numai o idee. Și fără credință, spune autorul Evreilor, este cu neputință să-i fim plăcuți Lui. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Aș putea vorbi în locul dânsei. M-am luptat. Lupta cea bună a credinței. Am sfârșit alergat. Dragii mei, am avut o mamă și am, de care nu mi-e rușine, care a știut să lupte nu numai pentru noi, ci pentru zeci și sute de oameni în vremuri grele. O credință pe care nu o pui în negoț, pe care o înverești în ștergar și apelezi la ea doar dacă îți merge bine sau vrei ceva de la Dumnezeu, n-are nicio valoare, e drăcească, e moarte, e zadarnică. Doar o credință care luptă, o credință care lucrează, o credință care nu stă cu mâinile încrucișate, este adevărata credință. Când Domnul Iisus a zis, Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez, relația Lui cu Tatăl se vedea din faptul că era în jug cu El. Și eu cred că e adevărat pentru oricare dintre noi.
dacă nu stai în joc cu Dumnezeu și când nu-ți convine și când nu-ți place și când nu știi de ce, întrebarea mea este cât ai ajuns să-L cunoști pe El. Nu la întâmplare Domnul Iisus a zis, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Dragii mei, lupta credinței este dură. Și nu la întâmplare spune autorul, uitați-vă la cel ce a suferit din partea păcătoșilor împotrivire așa de mare față de sine și urmați-i credința sau călcați pe urmele lui. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Și am văzut că păcatul ne înfășoară lesne, ne înșală, ne minte, ne prinde în mrejile lui. Și de aceea trebuie tăiate legăturile până nu-i prea târziu. Uitați-vă la un paianjen și vedeți cum își devorează prada. Mai întâi o anesteziază, urmă o înfășoară și pe urmă oricât ai vrea, nu te mai poți rupe de acolo. Și de aceea păcatul trebuie rezolvat astăzi și trebuie rezolvat prin puterea Duhului lui Dumnezeu care lucrează în noi. O astfel de lucrare, o luptă a credinței, nu o ducem prin eforturile noastre, de aceea nu-i pentru nepocăiți, nu-i pentru necreștini, nu-i pentru cei care n-au o relație vie și personală cu Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de imaginea pe care a spus-o de multe ori, vorbind despre taina nașterii din nou și învățăturile începătoare lui Hristos. Dacă ești omul negru, neîmpăcat cu Dumnezeu, poți fi religios, te poți numi cum vrei. Aici este vorba despre o relație cu Dumnezeu și vom vedea dovezile acestei relații sunt palpabile, văzute de tine și de alții. Acolo în afară faci ce știi și ce poți în firea ta, în carnea ta. Abia când ai intrat pe poartă, prin mila lui Dumnezeu și ai fost născut din nou, te faci părtaș Duhului Sfânt. Trecerea aceasta de afară înăuntru se face prin mila și harul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu vine și ne luminează prin cuvântul lui și înțelegem cine este Hristos. În prezența lui Hristos, cel care este lumina lumii, îți vezi toată murdăria și tot păcatul. Și ca fiul risipitor, tânjești după iertarea Tatălui. Și, dragii mei, Dumnezeu dă cu plăcere împărăția, oferă darul ceresc celor care și-au văzut mizeria și murdăria. A te încreștina nu înseamnă a te conforma unor ritualuri exterioare din ortodoxă, devii penticostal sau baptist. A te încreștina înseamnă a muri și a învia împreună cu Hristos. Este o transformare radicală, conformările n-ajută pe nimeni, dragii mei, ne înșală și pe noi și pe alții. O să fim doar niște morminte văruite care nu slujesc absolut nimănui. Dar atunci când guști darul ceresc al iertării lui Dumnezeu și inima ți este curățită, Tatăl, Fiul, prin Duhul Sfânt vin să locuiască în tine. Te faci părtaș Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt vine cu sabia Duhului, cuvântul lui Dumnezeu și începe să lucreze sfințirea, să dezbrace omul vechi și să te ajute, să-ți dea putere, să îmbraci omul nou și începi să te bucuri de puterile viacului viitor. Stați de vorbă cu oameni născuți din nou. Nu s-ar mai întoarce pentru nimic în lume la mocirea din care i-a scos Dumnezeu. Pentru nimic în lume, indiferent cât ar fi să piardă. Este ceva în puterile viacului viitor. Te cheamă veșnicia. Te cheamă, dragii mei, cetatea aceea spre care privea și alerga și Avram. În 13 mai ne pregătim pentru un botez, pentru cei care vreți să intrați pe poartă și n-ați făcut-o. Și botezul, dragii mei, nu e un ritual gol, că dacă n-ar fi nimic în spatele lui, și mie mi-ar fi scârbă să-l practic. N-aș face-o pentru nimic în lume. La ce slujește un ritual gol? Dar ascultați ce spune Petru. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește. Oricât ai vrea să schimbi cuvântul, expresia, nu poți să o faci. Vă mântuiește acum pe voi și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Hristos din morți. Spuneam și repet, de totdeauna celor care se botează, drac intri în apă, drac ieși din ea. Cu alte cuvinte, faptul că te moi în apă, în public sau faci un ritual religios, nu te aștept la nimica dacă nu există o realitate lăuntrică. Ori realitatea lăuntrică nu o face apa, nu o fac oamenii, o face Duhul lui Dumnezeu. Este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Hristos din morți. Dacă ai înțeles corect botezul, dacă ai avut curajul să iei pixul, să stești numele,
și un număr de telefon și zici, vreau și eu să mă împac cu Dumnezeu, două lucruri faci în ziua aceea. În primul rând, celebrezi pacea ta cu Dumnezeu, relația ta cu Dumnezeu. Nimeni nu se botează să devină creștin. Nimeni nu se botează să aibă pace cu Dumnezeu. Nimeni nu se botează ca să îi se șteargă păcatele, ci o faci pentru că toate aceste lucruri s-au întâmplat. Învierea Domnului Iisus Hristos este strigătul lui Dumnezeu în univers cu privire la faptul că jertfa a fost acceptată, dreptatea a fost împlinită, păcatele sunt iertate și prin credința în Domnul Iisus Hristos beneficiez de această lucrare incredibilă a Fiului Său. Dar botezul mai este ceva. Nu este doar o bucuroasă celebrare a păcii cu Dumnezeu, a relației cu Dumnezeu, ci este o responsabilă angajare împreună cu frații tăi să-ți duci mântuirea până la capăt. Am văzut în Evrei că poți fi nepăsător față de o mântuire așa de mare, nu doar respingând-o pentru că n-ai nevoie de ea, ci primind-o cu bucurie, ca și pământul stâncos sau pământul spinos, planta aceea nouă, nașterea din noi, o realitate după care procesul este avortat și te întorci înapoi în moarte. Toată cartea Evrei este plină de atenționări. Cu cât călătorești prin ea, cu atâta ele cresc în volum și devin din ce în ce mai solemne. Dragii mei, nu te poți denaște, dar poți muri. Faptul că viața s-a pornit în pântecele unei femei nu înseamnă că va și aduce rod. Poate fi oprit procesul oricând. De aceea este o angajare responsabilă alături de frații mei ca să ne ducem mântuirea până la capăt. De acest al doilea aspect vorbește ultima parte a cărții Evrei despre lupta credinței, despre lucrarea credinței. În primele 19 versete există o singură poruncă. Ca să nu te încarce Dumnezeu cu prea multe lucruri, ține minte un singur lucru. Stăruiți în dragostea frățească. Stăruiți în dragostea frățească. Dacă stăruiești în dragostea frățească, ai dovada clară a unei realități spirituale prezente în viața ta. Stăruiți în dragostea frățească. Două întrebări aș pune în dimineața aceasta. De ce să o facem? Și a doua, cum să o facem? Mă gândesc la mama mea și avea un dar pe care la puțin oameni l-am văzut. Stătea de vorbă de multe ori cu frații din biserică și spunea, era vorba de familii necăjite, zice, n-are rost să le dați bani. Dacă turnați un vagon de bani în casa aceea, se duc ca apa în nisip, nu rămâne absolut nimic. Cumpărați-le păpuci la copii, cumpărați-le mâncare și umpleți-i șpaisul, faceți ceva pentru ei. Era suficient să intre într-o casă, să-și întoarcă privirile de două ori, să știe exact care e situația și ce trebuie făcut acolo. Și dacă am învățat ceva de la ea, dragii mei, am învățat primirea de oaspeți. Nu odată am dormit sub masă, casa nu era plină, nu mai aveam niciun loc unde să mă așez. Îmi luam și o pernă și trageam peste mine covorul, că altceva nu aveam ce să trag peste mine și dimineața mă sculam înaintea celorlalți să ies din cameră. Casa ne-a fost o gară, ne-a fost plină și asta ne-a învățat și pe noi. Dar de ce să o fac? Pentru că este incomod. Nu-i mai bine să tragi ușa apartamentului după tine, să nu te deranjeze nimeni, dorul și nimeni să nu vă bată la ușă? E mai simplu, e mult mai simplu. Trăim într-o viață aglomerată și mie plec de aici, nu mai vreau să văd oameni, dragii mei. Asta să tun pomii, să îmi văd de ale mele, dar mi-au ajuns. Toate mulțimile, toate călătorile și toate conferințele nu mai doresc pe nimeni în jurul meu. Dar dacă trebuie să o fac, atunci îmi iau inima în dinți și mi-adun eforturile și puterea lui Dumnezeu. Dar observați ce spune textul, stăruiți în dragostea frățească. Nu vine de la sine, nu vine în mod gratuit. Trebuie să depui un efort, trebuie să faci planuri și trebuie să te ții de ele, să stăruiești în dragostea frățească. Dar de ce să o fac? Aș împrumuta câteva texte din Epistola Iubirii, scrisă de Apostolul Iubirii, cel care a stat cu capul pe pieptul Domnului Iisus Hristos la cina cea de taină. Nu știu de unde și de ce a scris o astfel de epistolă. Pe fiecare pagină este vorba de stăruiți în dragostea frățească, stăruiți în dragostea frățească. Asta e toată epistola lui Ioan, prima sa epistolă. De ce să o fac? Pentru că dragostea frățească este dovada nașterii mele din nou, este dovada faptului că am fost născut din Dumnezeu, nu-i doar o teorie, o himeră, o poveste, ci este o realitate.
este o realitate. Ascultați-l pe Ioan în capitolul 3, versetele 14 și 15. Noi știm că am trecut din moarte la viață. Am spus, încreștinarea nu e o conformare, nu schimb haina și obiceiurile, ci încreștinarea este, ești tăiat din rădăcină și realtoit. O nouă viață pleacă din tine. Ai venit din moarte la viață. Noi știm, mare lucru este să știi. Dragii mei, în zilele astea, ce n-aș fi dat să vină Dumnezeu lângă mine să-mi vorbească, indiferent ce, să-L pot prinde, să-L pot apuca cumva. Ce n-aș fi dat să-L întreb, de ce, Doamne, toate suferințele astea? Când intri în lumea spirituală, intri într-o lume pe care nu poți pipăi. Și pentru că nu poți pipăi, îndoiala ți este stricurată mereu în suflet. De unde să știu că sunt născut din nou? De unde să știu? Ascultați-l pe Ioan. Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Nu iubind pe frați treci de la moarte la viață, ci pentru că ai trecut din moarte la viață iubești pe frați. Dar iubirea de frați îți dă un pic de nădejde. Chiar s-a întâmplat ceva în mine. Cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Și știți că niciun ucigaș n-are viața rămânând în el. Spune-mi, pe câți oameni nu-i poți privi în ochi? Câți din frații tăi prefer să treci pe celălalt trotuar când îi vezi? O fi soacra ta, o fi fratele tău, o fi cineva care ți-a făcut vreun rău. În capitolul 4, versetele 7 și 8, Ioan continuă, prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu. Nu din oameni, nici din voia firilor, ci din Dumnezeu. O naștere de sus, din Duh, din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea frățească, ai tu nevoie de ea în primul rând, nu fratele tău pe care îl iubești. Pentru că ți-aduce o liniște a sufletului, o încredințare a faptului că Divinul s-a întrupat în tine și o nouă viață a început să crească în tine. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Păcatul te-a făcut egocentrat, egoist, întors în tine însuți, nedorind să vezi pe nimeni, folosind pe toți spre binele tău, spre folosul tău. Nașterea din nou te întoarce spre oameni. Este dovada nașterii din nou a faptului că am fost născuți din Dumnezeu. Dar de ce să iubim pe frați? Pentru că dragostea frățească este răspunsul recunoștinței noastre la dragostea lui Dumnezeu față de noi. Dragostea lui Dumnezeu față de noi, spune Ioan în capitolul 4, versetele 9 și 10, s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El. Dumnezeu n-a scos mâna pe balconul cerului să zică, te iubesc, după care se întoarcă să dirigeze astrele mai departe, ci a rupt pe singurul Său Fiu și L-a trimis pentru ca noi să trăim prin El. Și dragostea este nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Dragii mei, foarte mulți cred într-un Dumnezeu absolut suveran, care are o baghetă cu care rezolvă toate problemele. Da, El zice și se face, poruncește și ce poruncește ea ființă, dar când e vorba de mântuirea sufletului meu, nu mă poate mântui cu o vorbă în suveranitatea Lui, pentru că s-a călcat pe sine în picioare. Iubirea Lui pentru mine l-a costat viața Fiului Său și n-a putut să o facă altfel. Dragii mei, când Hristos striga pe cruce, Tatăl a trebuit să-și întoarcă capul, să-și astupe urechile, să-L lasă să geamă și să sufere acolo și să moară în locul nostru. Dragostea este nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Am trecut prin epistola către evrei focalizată pe persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Spuneți-mi ce s-ar fi întâmplat dacă la strigarea îngerului acelui puternic din capitolul 5, versetul 2,
Cine e vrednic să ia cartea, să-i rupă pe cețile, planurile au făcute, scrise pe dinăuntru și pe din afară? Ce s-ar fi întâmplat dacă în tăcerea aceea din cer, Fiul lui Dumnezeu nu s-ar fi ridicat și n-ar fi dezbrăcat slava Lui și n-ar fi strigat întregului univers, iată-mă, trimite-mă în sulul cărții, este scris despre tine. Degeaba a promis Dumnezeu un legământ nou, n-ar fi putut fi ratificat fără sângele testamentarului. Degeaba mi-ar fi iertat păcatele, ele ar fi fost adunate grămadă înaintea Lui, pentru că sângele taurilor și a țapilor n-au putut să-L șteargă. A trebuit să vină Fiul lui Dumnezeu să moară pentru păcatele mele, ca ele să fie șterse. Dacă n-ar fi murit Hristos, Fiul lui Dumnezeu, desăvârșirea pe care o cerea cugetul meu ca să pot intra în prezența unui Dumnezeu sfânt, n-ar fi fost posibilă. Dar El a fost nu doar jertfă, ci și mare preot. Și cu sângele Său, nu cu sânge de țap și de viței, a intrat în Sfânta Sfintelor ca să rezolve problema lui Dumnezeu, dreptatea Lui călcată în picioare de păcatele noastre. Și apoi să curețe templul ceresc de păcatele noastre adunate înaintea lui Dumnezeu. Învierea Lui din morți a fost strigătul lui Dumnezeu cu privire la iertarea noastră și a fost liniștirea cugetului nostru că suntem iertați de Dumnezeu. S-a așezat la dreapta măririi ca mare preot după rânduia lui Melchisedec și a deschis porțile împărăției pentru omul păcătos și ne-a chemat să ne întoarcem acasă. Dar a făcut mai mult și face mai mult. Dragii mei, ne ține de mână în fiecare zi și umblă cu noi. Bătrânul Policarp în fața morții, de ce nu te lapezi de Dumnezeu? 82 de ani, nu mi-a făcut nimic rău. De ce m-aș lepăda acum de El? A întrebat El mergând la moarte. Da, Domnul Iisus l-a ținut de mână și a mijlocit pentru credința Lui, ca și pentru credința Lui Petru și a fiecăruia dintre noi, ca să ne mântuiască în chip desăvârșit. L-aud pe Dumnezeu gemând în Isaia capitolul 5, la acea cântare despre via Sa. Acum, dar, zice Domnul, judecați voi între mine și via mea, ce-aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut. Spuneți-mi, putea face Dumnezeu mai mult ca să-și dovedească iubirea? Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, spuneți cu mine, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Cu alte cuvinte, trebuie să fii extrem de nerecunoscător, extrem de obtuz și încuiat sau ignorant față de tot ce a lucrat Dumnezeu ca să nu răspunzi, cel puțin ca leprosul acela care a venit să zică mulțumesc frumos. Și mulțumescul meu frumos este să limit pe Dumnezeu la nivelul meu cu posibilitățile mele. Dragostea frățească este deci dovada nașterii mele de nou din Dumnezeu, este răspunsul recunoștinței mele față de toată dragostea lui Dumnezeu turnată în inima mea prin Duhul Sfânt care mi-a fost dat. Dar poate vei zice, eu n-am nimic cu iubirea de Dumnezeu, cu iubirea de semenii mei, complicat așa e. Dar ascultați ce spune Scriptura, neiubirea de frați este dovada de netăgăduit a neiubirii de Dumnezeu. Repet, neiubirea de frați este dovada de netăgăduit a neiubirii de Dumnezeu. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Ați văzut pocăiți care nu vorbesc de 5 ani de zile unul cu altul, deși sunt și frați de trup și frați de în Hristos, zic ei. Îți pline bisericile noastre de așa ceva. Pentru că în mintea noastră există o schismă, o prăpastie incredibilă. Eu iubesc pe Dumnezeu, cânt în cor, mă închin, pun în perș, fac darul la săraci. Dar nu pot zice, bună dimineața, fratelui meu. M-am mutat de lângă el, pentru că nu-l pot vedea, nu-l pot suferi. N-am împărțit averea bine, n-am tras pe unde trebuie gardul. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede? Și aceasta este porunca pe care o avem de la El. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Și oricine iubește pe Cel ce L-a născut, iubește și pe Cel născut din El.
Câți aveți mai mult de un copil? Nu vă pun să ridicați mâna. Știu că sunt diferiți. Spuneți-mi, când au fost mici, s-au certat între ei? Păi, de capul meu, ce într-o casă unde sunt mai mulți copii? Cum îi înveți acest adevăr? Tu i-ai născut? Ar trebui să te iubească, să te cinstească pe tine. Dar toți sunt născuți din tine și de aceea trebuie să iubească unul pe celălalt. Același principiu funcționează în împărăția lui Dumnezeu. Deci neiubirea de frați este dovada neiubirii de Dumnezeu, așa că să nu ne înșelăm singuri. Dragostea de frați este dovada unei relații sănătoase cu Domnul Iisus Hristos. Spuneam dimineață, te duci prin România, e plină de crucifixuri, oamenii se opresc, îți fac cruce și venerăm jertfa lui Hristos, este în miezul religiei noastre drept credincioase. Și prin Euharist sau prin împărtășanie declarăm centralitatea Domnului Iisus Hristos. În recensăminte suntem 95% drept credincioși. Întrebarea mea este, de unde să știu că sub etichetă mai există și altceva, există ceva realitate? Am spus botezul, dacă ar fi doar o icoană închipuitoare și n-ar închipui nimic decât o plăsmuire a minții, n-ar avea decât o înșelare pentru cei care îl practică. La fel este și religia noastră, relația noastră cu Hristos. Domnul Iisus, înainte de a fi crucificat, a așezat la masă, la cina cea de taină cu ucenicii săi. A dezbrăcat hainele, a luat ștergarul, apa și a început să le spele picioarele. Îl știți pe Petru care a sărit cu gura, Doamne, nu se poate. Dacă nu te spăl eu, nu ai parte deloc cu mine. Spălarea picioarelor este o parte din mântuire. Nu mă refer la ritual, ci mă refer la înțelesul lui. Așa cum Domnul Iisus spune, înțelegeți voi ce v-am făcut. Doamne, sigur că de asta de copii practicăm în casa noastră când ne vine un musafir. Nu. Dacă eu care sunt învățătorul vostru v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să faceți lucrul acesta față de cei din jurul vostru, față de frații voștri. După care termină cina cu această poruncă nouă. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit și eu. Așa să vă iubiți unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Nu trebuie să porți cruciuliță după gât. Nu trebuie să pui pe spatele maierului I love Jesus. Nu trebuie să mergi să cânti, dragii mei, în piețe ca să spui lucrul acesta. Ci trebuie să faci un lucru absolut simplu, de băgat în seamă. Nu trebuie diplome și școli pentru asta. Să iubești pe cel de lângă tine. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Voi sunteți prietenii mei, le-a spus Domnul Iisus, acolo în camera de sus. Dacă faceți ce vă poruncesc, cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și contrariat, a zis celor din jurul lui, de ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, dacă nu faceți ce vă poruncesc eu? Stăruiți în dragostea frățească. De ce să o facem? Să o facem ca dovada faptului că am fost născuți din Dumnezeu. Sunt două semne clare ale nașterii din nou. Iubirea de cuvânt și iubirea de frați. Dacă n-ai niciuna, nici alta, poți fi religios. Nu ești mântuit. Iubirea de cuvânt și iubirea de frați. De ce să o facem? Ca răspuns la dragostea lui Dumnezeu față de noi. Și spuneți-mi, ce mai putea face în plus pentru mine? Ce n-a făcut? De ce sunt supărat pe El? De ce trebuie să ne iubim unii pe alții? Ca semn al recunoștinței noastre pentru tot ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut pentru noi. Așadar, stăruiți în dragostea frățească. Nu-i complicat, știți versetul pe din afară. Ferice de voi dacă o faceți, ferice de noi dacă o facem. Dar poate veți întreba, acum înțeleg de ce, dar nu știu cum să o fac. Dragii mei, versetul acesta este un fel de titlu în capitolul 13. Tot ceea ce urmează sunt explicații la versetul acesta. Și dacă vei citi și vei memora restul capitolului, vei avea clar în mintea ta ce poți face începând din momentul acesta ca să împlinești porunca. Stăruiți în dragostea frățească, adică două puncte. Și ascultați imperativele care urmează în text.
să nu dați uitării primirea de oaspeți. Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat. Aș putea să iubesc pe frați dacă îmi înșel nevasta? Dacă răsfoiesc reviste pornografice? Dacă stau noaptea la televizor, la tot felul de porcării? Dacă n-am control la degetele mele când stau la internet să fac click pe toate imaginile acelea? Dragii mei, toate acestea este înșelarea de frați, nu iubirea de frați. Ori dacă nu începe iubirea în propria mea casă, de unde să înceapă? De la vecinul meu? Întotdeauna, din Ierusalim trebuie să plece lucrurile. Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, căsătoria să fie ținută în toată cinstea, patul să fie nespurcat. Să nu fiți iubitori de bani. Iubirea de bani și iubirea de oameni nu fac casă bună. Iubirea de bani îți cere un pic mai mult, să alergi, să muncești, să dregi, să aduni, ca să dai la săraci. Hai să fie cu iertare. Copiii ți-s la creșă, bunicii îți grijesc de el, pentru că tu vrei un pic mai mult. Iubirea de bani și iubirea de frați, sau dragostea de frați, nu fac casă bună. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Când ai obosit, adu-ți aminte de mai marii voștri, uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Dragii mei, când închid ochii și mă gândesc la mama mea, nu-mi doresc nimic altceva decât să sfârșesc ca ea. Și dacă ar fi și chinurile din ultimele 8 luni, Dumnezeu știe. Dar știu că ce a zis, a trăit, indiferent ce ar veni, să nu ne lăsăm de Domnul. Întotdeauna în jurul nostru Dumnezeu a lăsat pe aici, pe acolo, câte o insuliță, câteva modele pe urmele cărora să putem călca atunci când ne este greu. Și dacă nimeni nu este în jurul tău, ridic ochii spre Domnul Iisus Hristos. Să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine. Poți avea o religie a lui nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Și se întâmplă să treci pe lângă cel căzut în tâlhar, dar tu ești preot. Doar nu o să te murdărești cu un samaritian și te duci mai departe ca și cum n-ai fi văzut nimica. Vecinul tău a căzut măgarul în groapă, e ziua de sabat, nu pot face nimic pentru el. Și sunt o mulțime de reguli și rânduieli prin care crezi că îi place lui Dumnezeu. Un singur lucru ți-a cerut. Stăruiți în dragostea frățească. Să ieșiți afară din tabără și să suferiți ocara împreună cu el. Să nu dați uitării binefacerea și dărnicia. Aduceți-vă aminte de mai marii voștri și fiți-le supuși. Rugați-vă pentru noi. Vă rog, fraților, să primiți bine acest cuvânt de sfătuire și spuneți-vă sănătate tuturor și unii altora, încheie autorul epistola. Cum să-mi iubesc, fratele? Iubirea, dragii mei, este o faptă, nu o vorbă. Să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. V-am spus ce m-aș fi făcut dacă Dumnezeu mi-ar fi strigat din cer, te iubesc, te aștept, când ești destul de bun, destul de curat, te primesc acasă. El m-a primit în zdrențe. Mi-a dat jos zdrențele de pe mine, mirosul de porci. Mi-a pus o haină nouă, mi-a pus inelul în deget, încălțăminte în picioare, a tăiat vițelul cel gras și a invitat prietenii de bucurie. Fiul acesta a fost pierdut și a înviat. Ăsta este Dumnezeu. El n-a iubit cu vorba, ci a trimis pe Fiul Său ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dacă mă întorc în epistola către evrei, aș putea aduna sub această poruncă, acest titlu, toate lucrurile spuse. Și aș vrea să mă ocup de una din ele, dar dați-mi voie să vă prezint întregul. Stăviți în dragostea frățească, punând mâna pe clanță, deschizând ușa, ușa vieții, ușa casei, ușa tot ce ai pentru alții. Dacă sunt cei care vor să intre la tine, se poate intra, nu ține ușa încuiată. În al doilea rând, deschide-o înspre alții. Pune mâna pe clanță, ia-ți nevasta și du-te la cei în lanțuri, cei în chinuri, cei năcăjiți, cei flămânzi, cei însetați, fă ceva pentru ei. În al treilea rând, deschide-o înaintea altora. Primele două sunt posibile. Când vine un mosafir, ticăzești repede, știu că lucram la Electrometal și vedeam ce se întâmplă, urma să vină Ceaușescu și era o groapă de 4 metri prin mijlocul drumului și i-au deturnat tocmai pe acolo traseul. Dragii mei, deși nu era lucrarea terminată într-o noapte, au astupat-o, asfaltat-o și au vopsit în verde tot stuia de pe drum cu Duco.
Putem și noi face lucrul acesta. Când vine cineva, le băgăm în dulapuri, punem cheia, după care îi primim frumos, punem zâmbetul numărul 5 și e mai complicat să primești oamenii pe nepusă masă să te vadă așa cum ești și să trebuiască să-l lași să intre în cearta ta cu nevasta, în faptul că tocmai strigai la copiii tăi. Când deschizi ușa înaintea altora, ești așa cum ești. Și dacă puterea mântuirii n-a ajuns să-ți înfrâneze limba și ochii, tocmai ești cu telecomanda în mână unde nu trebuie când mama deschide ușa. Îmi spunea Nora ce abil sunt elevii la liceu. Tac, tec pe o altă, dar ei între timp se uită la tot felul de lucruri în sală de calculatoare. Ne-am deprins să ne ascundem. Când deschizi ușa înaintea altora, îi inviți să vadă ce a lucrat Hristos. În ce domeniu doresc din viața ta? De la cele mai intime lucruri până la cele mai nebăgate în seamă. Stăruiți în dragostea frățească, ne lăsând iubirea de frat să fie înnecată în iubirea de bani sau într-o religie, unor ritualuri goale. Iar când am obosit, uitați-vă în jur, sunt oameni care și-au sfârșit alergarea în ascultare de Dumnezeu, urmați-le credința. Lăsați-mi voi să iau primul lucru, să încerc să-l desfac înaintea noastră. Stăruiți în dragostea frățească, deschizând ușa pentru alții. Textul spune să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri. Acum, dacă am fi puțin serioși, eu mă includ între dumneavoastră, dacă aș ști că mă vizitează un înger, m-aș da peste cap și l-aș primi ca oaspete. Tu ai face-o? Dacă ar fi un înger. Problema este că nu prea știi cine sunt și cine nu sunt îngerii. Țin minte că venea la noi un frate, copiii l-au poreclit fratele Măturoaie. Au apărut la noi la ușă cu 5 măturoaie pe spate, le-a lăsat lângă ușă, intrai direct în bucătărie de afară la noi și fratele a lăsat măturoaiele, a intrat în casă, a căzut în genunchi, în mijlocul bucătăriei, nu l-am văzut în viața mea și a început să se roage. Când și-a deschis gura, am rămas înlemnit. Pentru că el se ruga pentru problemele mele, lucrurile cu care mă frământam în săptămâna respectivă. Am rămas așa blocat. S-a întâmplat să vină de câteva ori la noi. I-au și rămas lăsat numele fratele Măturoaie. Chema Petre Cărbunaru. Și niciodată n-am știut cine a fost fratele Măturoaie. Dacă aș avea un fel de sistem de scanare, aș primi doar pe îngeri. Pe restul ia-ți ține la ușă să-mi pot termina și eu treburile. Știți care este problema? Că cel care primește oaspeți nu primește îngeri în casa lui, ci pe însuși Domnul Iisus Hristos. E adevărat, dacă mă gândesc la îngeri, îmi vine minte Avram. Zice, era în zăduful zilei, stătea la ușa cortului, sub stejarele lui Mamre, n-avea absolut nimic de făcut. Și vede trei oameni. Nu văzuse un om de 3 săptămâni în dreptul cortului lui, că stătea undeva prin pustiuri, până și Lot plecase de lângă el. Cum să nu primești oaspeți când n-ai mai vorbit cu cineva de 3 săptămâni? Fuge repede în calea lor, îi aduce, le spală picioarele, taie vițelul cel gras, aduce unt și pâine, îi așează și îi slujește. Și eu îmi zic, dacă aș fi ca Avram, aș face ca Avram. N-aș avea nicio altă treabă de dimineața până seara decât să aștept pe următorul musafir. Da? Noi suntem ocupați, noi nu avem vreme de așa ceva. Acum, indiferent cât de ocupat ești, dacă ai ști că l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos în persoană, sigur ți-ai face timp. Ți-ai tăiat de la televizor un pic, ți-ai tăiat de la o plimbare un pic. Și ascultați ce îmi spune textul din Matei, capitolul 25. Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți îngerii săi, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale, toate neamurile, deci și tu și eu, cei din secolul 21 ocupați până aici, de dimineața până seara, toate neamurile vor fi adunate înaintea lui, el îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre, va pune oile la dreapta, capre la stânga lui, atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântații tatălui, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii, căci am fost flămând și mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol
și m-ați îmbrăcat. Atunci cei neprihăniți îi vor zice, Doamne, când te-am văzut noi flămând sau setos sau gol sau când te-am văzut noi bolnav sau în temniță? Drept răspuns, împăratul le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia dintre cei mai neînsemnați frații mei, dacă Biblia mea nu minte, și eu cred că nu minte, înseamnă că indiferent cine mi-ar intra în casă, vine Domnul Iisus la mine în casă, e adevărat? Nu mă gândesc la înșelătorii care vin și te mint din toate felurile să mai stoarcă 5 lei de la tine. E vorba de cei mai neînsemnați frați ai mei, spune Domnul Iisus Hristos. Problema, dragii mei, nu-i cu scannerul de la ușă, problema e cu ochii mei. Dacă eu pot să-L văd pe Hristos în fratele meu, voi primi ca pe Hristos în casa mea. A stărui în dragostea frățească înseamnă a deschide ușa pentru cei mai neînsemnați frații Domnului Iisus Hristos. Și minunea mare este că pe însuși Domnul Iisus l-ai primit în casă. Apoi va zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și nu mi-ați dat de băut, am fost trăind și nu m-ați primit, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat. Atunci vor răspunde și ei, Doamne, când te-am văzut noi flămând sau însetat sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță? Și el, drept răspuns, le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie, nu mi le-ați făcut. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Am o întrebare, sunt la judecată și știu criteriile și voi spune, împărate, puțin, am o scuză, am fost foarte ocupat, îmi dădeam doctoratul, eram pe ultima 100 de metri. Tocmai am deschis o afacere și, uite, dacă n-aș fi stat dimineața până seara acolo, mi-ar fi curs printre degete. Doamne, mi-am luat o pereche de boi și a trebuit să mă duc să-i încerc. Tocmai mi-am luat nevastă, nici Biblia nu te pune la lucru un an de zile. Spuneți-mi, va rămâne în picioare o scuză de felul ăsta? Am fost prea ocupat. Dacă Biblia mea are ceva de spus, cred că nu. Deci, stăruind în dragostea frățească, deschid ușa pentru Domnul Iisus Hristos însuși. Domnul Iisus Hristos însuși. Dragii mei, trăim într-o lume a izolațiilor. Am făcut blocuri cu 40 de etaje. Nu știm cine e vecinul din stânga, vecinul din dreapta și nici nu ne interesează. Abia așteptăm să ne târâm pe scara blocului, să urcăm în lift, ne bucurăm dacă nu-i nimeni acolo, apăsăm butonul, deschidem ușa, închidem ochii, tragem ușa după noi și nu mai vrem să auzim pe nimeni decât telecomanda și televizorul. Dacă se poate, nici copiii. Dar mai este ceva, stăruind în dragostea frățească, nu doar că primesc, ci îmi împlinesc mandatul pe care Hristos mi l-a dat și pe care trebuie să-l împlinesc ca răspuns la tot ce a făcut pentru mine. Voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt și îmi veți fi martori, spune Domnul Iisus. A fi martor al lui Hristos nu înseamnă a fi martor cu versete biblice. Mergem la lucru și în loc să lucrăm 8 ore pentru stăpânul nostru care ne plătește, umblăm cu versete biblice de la mașină la mașină, de la unul la altul, din salon în salon și s-a dus ziua și plecăm acasă, dacă se poate cu un sfert de oră mai repede. Dragii mei, a fi martor înseamnă a nu zice o vorbă, ci a veni și a arăta oamenilor tot ce a lucrat Hristos în tine. De ce tu poți lucra ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni? De ce nu banii sunt factorul motivator? De ce tu crezi că Dumnezeu îți dă pâinea pe deasupra și îmbrăcămintea și celălalt nu reușesc să se meargă de la un salar la altul? De ce sunt toate aceste lucruri? De ce în ciuda crizei nu ți-a dispărut zâmbetul de pe față și încrederea în Dumnezeu? Astea sunt lucruri imbatabile în mărturia noastră. Restul-s povești. Dragii mei, oamenii sunt sătui de vorbe și evangelizări. În 2005 s-a născut o biserică pe Siret, pentru că mulți dintre noi s-au dus acolo ca să nu vorbească, ci să lucreze.
În 2006-2007 s-au născut 6 biserici pe Dunăre, pentru că în loc să le trimitem o vorbă bună și salutări din Ardeal, în fiecare dimineață luni plecau 32 oameni pentru o săptămână acolo să ridice casele pentru oameni. Dragostea stă în fapte, nu în vorbe, spune Scriptura. Ca să fiu martor, trebuie să fiu martor cu viața mea, cu timpul meu, cu casa mea, cu relațiile mele de familie. Când intră cineva la mine în casă, trebuie să mă vadă așa cum sunt. Dar ce este extraordinar e că puterea mărturiei este poate ca nicăieri în altă parte, ca și în casa mea. Pentru că casa mea, după ce am zis rugăciunea Tatăl nostru dimineața, a devenit o bucățică din împărăția lui Dumnezeu, un microclimat al împărăției lui Dumnezeu. Dacă e adevărat că Dumnezeu este Dumnezeul nostru, când intră cineva în casă, intră în spațiul împărăției lui Dumnezeu, în locul în care domnește Dumnezeu. Dragii mei, dacă nimic altceva, e mare lucru să ne vadă vecinii împăcându-ne. Dacă oricum ne-au văzut certându-ne, dar împăcându-ne, copiii să ne audă pe noi părinții când ne cerem iertare, că suntem și noi serioși cu Dumnezeu și ne frământăm alături de ei, noi cu luptele noastre, ei cu luptele lor. Dar în felul acesta, mărturia în casa noastră e vie. Vă aduc o situație extremă. Într-o familie sunt un credincios și un necredincios. Textul spune, dacă fratele, 1 Corinteni 7, 12 la 14, dacă fratele care are o nevastă necredincioasă, o harpie, asta este probabil o traducere bună, și ea voiește să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea. Dar de ce, Doamne, Tu nu vezi ce se întâmplă toată ziua în casa noastră? Și dacă o femeie are un bărbat necredincios și el voiește să trăiască înainte cu ea, să nu se despartă de bărbatul ei. Dar ascultați versetul 14. Bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă. Și această și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele. Admiterea copiii voștri ar fi necurați pe când acum sunt sfinți. A sfinți nu înseamnă a mântui. Ce știi tu, nevastă, dacă îți vei mântui bărbatul? Dar omul acela necredincios în atmosfera căminului pe care partea credincioasă o creează aduce împărăția lui Dumnezeu peste capul lui. Spuneți-mi, cât poate rezista cineva? Poate rezista până la moarte, pentru că Dumnezeu a pus viața și moartea înaintea noastră, dar cel puțin îi dai șansa să vadă diferența și să aleagă. Este incredibil ce poți face cu Dumnezeu. Ești mai puternic decât El, cu toți dracii din El sau ea. Cu alte cuvinte, casa noastră, căminul nostru în relație cu Dumnezeu, sub stăpânirea lui Dumnezeu, devine cel mai puternic centru de influență înspre viață. Stăruind în dragostea frățească, deschidem ușa pentru Domnul Iisus Hristos, de aceea se merită să o facem, și stăruind în dragostea frățească, ne împlinim mandatul primit de la Dumnezeu. Dar aș vrea să închei, rostind încă o dată porunca, stăruiți în dragostea frățească, deschizând ușa pentru alții, așa cum Dumnezeu a deschis-o pentru voi. Concluzia cărții Evrei este ușa pe care Dumnezeu a deschis-o în momentul în care Domnul Iisus a strigat pe cruce, s-a isprăvit, catapeteasma s-a rupt de până sus și până jos și Dumnezeu a făcut invitația pentru fiecare dintre noi. Și ascultați ce spune autorul epistolei, astfel de-al fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare liberă în locul preasfânt. Locul preasfânt e casa lui Dumnezeu, este sala tronului lui Dumnezeu. Până acum ne-a ținut în anticameră, acum prin Hristos ne-a deschis ușa și ne-a invitat în prezența lui Dumnezeu. În locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său. Trupul Său. Spuneți cu mine și duceți cu voi versetul acesta. Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Ți-e greu? Spune lui. Lucrurile astea nu se fac prin puterea noastră, se fac prin puterea lui. Dragii mei, doar puterea Duhului Sfânt îți dă curajul să pui mâna pe clanță, să o deschizi, să-L inviți pe cel de afară. Iar dacă Dumnezeu ne va ține vii după masă, vom vedea că
aceeași putere te va ajuta să deschizi ușa nu pentru alții, ci înspre alții și înaintea altora. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.